mulțumesc lui pentru invitație, că de obicei mă simt super fain aici alături de voi. Cine mă cunoaște? Cine mă cunoaște? 4 persoane, bine, atunci să vă spun despre ele. 5. Am fost în IT, am lucrat 15 ani, 10 ani petrecut în străinătate. Am trecut prin o grămadă de firme, o grămadă de proiecte, am întâlnit oameni fantastici, printre companii, câteva mai mari erau una din Fortune 500, alta care făcea software pentru o bancă faimoasă de pe Wall Street. A fost o viață fascinantă și am decis să mă întorc, să vedem ce se poate schimba și în țara noastră. Am decis să scriu articolul despre care o să vorbim, pentru că mi se pare că e foarte neclar aici ce înseamnă un IT competent. Care sunt atributele, de fapt? Ce vrem să îmbunătățim la noi sau la ceilalți din jur, la echipă? Câți programatori avem aici? Ca să începem de jos în sus. Așa, o grămadă de programatori. Care sunt regulile la programatori? Ca să fie un cod bun, sau mă rog, când e un programator competent? Ce trebuie să aibă? Cum e învățat? Care-s guidelines-urile? Ok, no guidelines. Da, pentru tine asta. Hashtag no guidelines. Să fie lansat ieri. Să fie? Lansat ieri. Ah, ok. Asta merge puțin mai mult către release management. Dăm vina mai în sus, știi? Escalăm. Probabil numerele de variabile, nu? Ar trebui în loc de IJ, A, K, hai să punem totuși ceva mai coerent. Funcțiile să fie mai mici decât un ecran, te rog. Cum? Trebuie să-i pese. Asta e teoria care vă zice HR-ul sau project managerul sau cu siguranță ceea ce văd eu oamenii nu-i să le pese despre codul pe care îl scrie. E vorba despre altceva. Vorba despre altceva mult mai complex, care după aia s-ar putea să aibă legătură cu calitatea codului. Nu mă trebuie persoană. Ok. Și, evident, războiul între taburi și spații. Cine e cu taburile? Cine e fantaburi? Cine e? Ok, ok. Ok. Persoane cu spații. O paralelă care îmi place să fac cu programarea e șofatul. Eu sunt un șofer destul de dezastru. Exact. Țin minte că primul lucru când m-am considerat că știu să conduc, nu știu să conduc, era când puteam să pornesc de pe loc la semafor. Știu să conduc. Pe măsură ce am acumulat experiență, mi-am dat seama că știu să conduc atunci când sunt atent și la semnele de circulație. Not bad. După câteva timp de experiență, mi-am dat seama că sunt mai mult decât eu într-o mașină. Sunt mai mulți oameni pe tot drumul. Dacă cineva se comportă ca un cowboy solitar, ca un programator solitar, avem șansele să transformăm drumul într-o șosea a morții. De atunci a dispărut individualitatea asta. Eu știu să conduc. Eu sunt o parte integrată din ceva mai mare. Pe stilul ăsta, sau pe analogia asta, mi-aduc aminte de cariera mea, când știam să programez, știam să manageriez, știam să fac o grămadă de lucruri. A fost o evoluție, pas cu pas. Tot învățam mai mult, mai mult, mai mult. Și cum arată atunci un profil de IT competent? Capitolele sunt, poate fi cunoscute, Self-Awareness, Self-Management, Relationship Awareness, Relationship Management, care are skill-uri. De-aia este un skill tree. Autocunoaștere emoțională, valoarele corecte, putere personală, autocontrol comportamental, inovație și creativitate, orientare către rezultate, reziliență, agilitate personală, integritate, inițiativă pentru acțiune, optimism, realism, gestionarea stresului, intenționalitate, empatie, conștiință situațională, orientare către
skill teaching, comunicare, aptitudini de influențare, leadership inspirațional, crearea de legături, coaching și mentorare, efectivitate interpersonală, gestionarea conflictului, catalizatorul al schimbării, colaborare și dezvoltarea încrederii. Cum sună asta pentru voi? Cum? Complex. Ce înseamnă toate lucrurile astea? Este poza, o faceți pe instituțională, o link. Să vă dau câteva exemple. Autocunoaștere emoțională, primul punct, înseamnă să-ți recunoști emoțiile pe loc, atunci când se întâmplă. De ce e asta important, pe loc, să se întâmplă, atunci când, când se întâmplă ce se întâmplă? Un scenariu tipic al vieții noastre. Cum funcționăm noi în viață? Ne trezim la 8-9, ne facem mantenanța corporală, navigăm către serviciu, petrecem 9 ore în grupul de colegi, ne întoarcem acasă, seara stăm cu partenerul sau cu copiii și dintr-o dată explodăm. Țipăm la ei, strigăm la ei, sau nu-i băgăm în seamă. Cea mai faină modalitate de a distruge o relație, îl ignore. Pentru că gândul ține încă la serviciu. Autocunoașterea emoțională spune exact lucrul ăsta. Să recunoști pe moment când se întâmplă, de pildă, stresul. Să înțelegi că ceea ce se întâmplă la lucru nu e de dus către casă. Ce înseamnă pentru voi a fi profesionist? Ați auzit expresia asta? A fi profesionist, comportă de profesionist, adică. Care e subtitlul? Ce trebuie să faci? Ce trebuie să fii? Să ai competențe, să ai abilități, să ai cunoștințe și abilități. Comportă de profesionist. Ce vrea, de fapt, cum să spună? Comenta. Serios, nu comenta, ok. Cum? Să fii mai rezervat, mai discret. Toate lucrurile astea duc către o chestie pe care sunt sigur că o știți, adică nu avea emoții. Adică să fii un fel de zombi la lucru și acasă, după cele 9 ore, acolo o să începi să trăiești viața, dar cu siguranță nu la lucru. La lucru comportă de profesionist. Autocontrol emoțional, primul de la al doilea punct. Câteodată îți vine să... Cu eu venit câteodată să dea cu monitorul pe geam. O, da. Și există scuze, adică, sau mă rog, scuze, sunt motivații, chiar sunt motive. Te enervează un coleg, n-a mers un release, stai după un client care nu se ține de... estimare, depinde de alți factori. Ce se întâmplă în cazul ăsta este că tu îți dai pacea rațională emoțională altora. Deci tu când vrei să dai cu monitorul ăla pe geam sau te enervezi pe un client, pe un coleg, de fapt, ți-ai pierdut echilibru și l-ai dat oamenilor dinainte care te-au abuzat. Deci tu, neavând control, autocontrol comportamental, le dai fericirea altor oameni. Vi s-a întâmplat chestia asta? Bă, niște... Suntem profesioniști. Uite, un exemplu. Eram la o firmă și m-am certat cu un coleg. Era o chestie absolut minoră. Keyword-ul VAR, dacă îl cunoașteți. Eu sunt fan VAR, el nu este VAR. Omul ce a făcut a corectat codul meu, fără review, și l-a comis în repository. Chestia asta a însemnat două lucruri. În primul rând că nu respecta procesul
de code review și doi, un mers peste concepția mea despre cum trebuie să fie software-ul. Ne-a cedat absolut teribil câteva săptămâni la care managerii ce-au făcut? Cum au gestionat ei situația? Vrence pentru un bar, ok. Cum? V-au separat. Parcă o mamă, nu? O mamă, dacă doi copii se ce-o drăgăsc, îi separă. Și atunci totul dispare. Deci ce-a făcut genialii de manager? Ne-a luat separat, fiecare pe câte unul. Și ne-au întrebat. Păi, vrei să-l dăm afară pe celălalt? Asta a fost gestiunea conflictului în capul unui manager. Oamenii ăștia de care vorbesc, managerii ăștia, sunt foarte mari acum, by the way. Dar care, ce pregătire aveau ei în domeniile astea de gestionarea conflictului, de pildă, colaborare, coaching? Comunicare? Unde poți să-ți crești aceste skill-uri? Adică, dacă le vrei, primul rând trebuie să te documentezi ce înseamnă lucrurile astea. O grămadă. Sunt toate psihologie. Ce înseamnă? Și doi, practică. Dar unde faci chestia asta? Unde e mediul de dezvoltare? Un motiv pentru care articolul care a fost premiat ca cel mai citit, al treilea cel mai citit din revista TSM, se referă exact la chestia asta, la work-life integration. Skill-urile astea le poți dezvolta la lucru și după aia le poți aduce acasă. Pentru fete, că sunt foarte multe fete, o să rupe toate, cum ar fi să aveți un soț care să fie in tune with himself, care să fie inovativ în pat, nu știu cum să traduc asta. Care să-ți respecte cuvântul, să fie optimist, să nu te bagi de la cap, să empatie, oh my god, să te poată înțelege. Ai vrea, domnișoana Verde, să ai un soț din ăsta? Care să știe să comunice. Unde o vățați tot să... Așa. Reclamă, reclamă. Care poate să scoată cel mai bun din tine. Eu n-am văzut în viața mea un cuplu în care oamenii să-și ajute unii pe alții să crească. Ce am văzut e că oamenii, după ce intră într-o relație, se plafonează. Cât de cunoscută vii scenariul ăsta? Și atunci, întrebarea mea pentru voi, în ce vrei să investești acum? Câte puncte vrea să pui pe skill triul tău al vieții? Ca un om fain, ca un soț fain, ca un părinte fain, ca un coleg fain. În ce vrea să investești timp și energie? E o chestie de o ecuație de timp și energie. Nu poți să ai pe toate. Nu poți să ai punctaj maxim la toate. O să fii definit prin unele skill-uri. O să fie... Asta e povestea vieții tale aici. În ce ai vrea să investești? Asta e întrebarea. Mersi. Putem lua o întrebare sau... Sau ne închis pe toți. Ne-ai dat exemplul ăsta, când tu cu un coleg al tău ați avut altercația respectivă și managementul a făcut ce a făcut. Ce ai fi făcut tu? Poate și în spiritul matricii respective sau a skill tree-ului respectiv. Sunt multe lucruri pe care poți să le faci. În primul rând, nu sar la chestii privite. Nu sar că hai să luăm o decizie instant și asta înseamnă să eliminăm pe unul sau pe celălalt din joc. Vorba despre a afla
o să vezi chestia asta, dacă stai 9 ore și 10 rahați de ani împreună cu aceiași oameni, care ar trebui să fie legătura? Nu ar trebui să fie o legătură de calitate, de prietenie, de hai să lucrăm împreună, hai să fim. Și atunci, în caz, dacă poți să proiectezi de exemplu de familie, atunci te întreb, ok, ce s-a întâmplat aici? Nu cine e de vină, ci ce vrea fiecare să obțină. Un conflict foarte interesant era între două mame, în America, pro-arme, anti-arme. Evident, alb negru, gândire binară, hai să ne certăm. Au adus un mediator și ce-au făcut? I-au întrebat pe fiecare dintre mamele astea foarte puternice. Ce vreți? Care sunt valorile voastre? Răspunsul a fost de la amândouă, vrem ca copiii noștri să fie în siguranță. Ok, de aici putem să lucrăm împreună. Odată ce ajungi jos la ce vor oamenii, de acolo poți să dezvolți. Poți să dezvolți o legătură în loc să o distrugi. Și ce făceai concret în situația asta? Sincer, nu mi s-a părut că mi-ai răspuns la întrebare. Ok. Măcar un început. Poți să înțeleg că e ceva de genul... Poți să înțeleg cumva. Te rog. Dacă reușești să-i faci pe oameni să se audă, pornind de la a le arăta un punct comun. Nu, amândoi vreți să obțineți, bănuiesc că despre pot vorbi, amândoi vreau să obțină o funcționalitate. Dacă e același lucru pe care vreți amândoi, hai să vedem cum vrem să ajungem la asta. Dacă le arăți un punct comun și mai găsești și ceva care îi motivează pe fiecare, s-ar putea să mai diminuezi conflictul. Adică încercai să mediezi. E un skill asta, coaching-ul, mentoratul, colaborarea, sunt lucruri pe care le vezi. Ce m-ai întrebat tu și nu ai înțeles? Da, e normal să nu înțelegi. E normal să nu înțelegi ce înseamnă toate lucrurile astea, pentru că noi nu am fost educați în spiritul ăsta. Când la școală am fost needucat să comunicăm cu alți oameni sau să înțelegem ce înseamnă o emoție sau un gând? La mine vin fete, femei la 30 de ani, doi copii își urăsc viața. Își urăsc viața, s-au căsătorit mult prea devreme, își iubesc copiii, dar e un job 24 de ore, nu mai pot cu chestia asta. N-am fost învățate. Niciunul dintre noi nu am fost învățat să ne trăim viața. Niciunul nu am fost învățat lucrurile astea. Și durează. Soluția mai simplă, dar se schimbe jobul, probabil, că That is not the point. The point e tu să crești. Tu să te... Ok. Fuga, am o să te fac chestia asta că există în România, nu? Conflict management. Ce faci în caz de conflict? Schimbi job-ul. Tot la o prezentare la TSM, exact același lucru mi-a spus un om. Păi dacă nu-mi place la firmă, plec. Păi hai să nu facem așa, hai să schimbăm ceva. Hai să lucrăm împreună. La început spuneam despre cowboy solitar, despre dacă fiecare cowboy solitar pe șosea, îl transformăm în șoseaua morții. Păi cam asta se întâmplă, fugim de conflict. Înveți să-l gestionezi, no problem. Oamenii nu sunt răi. Nu e neapărat, mă, de conflict. Hai să ne oprim aici și putem continua pe subiectul ăsta. Prinde foarte bine. Dar hai să ne oprim, că mai avem să prezentăm. Bun? Ok. Mulțumesc.